Salut! În episodul de astăzi schimbăm amortizoare. Schimbăm amortizoarele pe mașina asta. E un Ford Focus 2 din 2010 cu facelift, combi și cred că a venit vremea să-i schimb amortizoarele pe spate. Mașina are 13 ani. Ăsta l-am dat jos și pot să spun că mai mergea. Nu e ca și nou, dar e destul de bunicel, da? O să vă arăt cum se schimbă pas cu pas pe celălalt telescop. Ca să demontăm amortizorul, eu pe ăla l-am schimbat, trebuie să desfacem doar două șuruburi. Trebuie să știm că amortizorul este susținut de două șuruburi. De șurubul ăsta de jos care merge la roată și mai este un șurub acolo sus. Sper că se vede sus pe caroseria. Așa, ăsta e floare la ureche pentru că nu, e destul de accesibil. În schimb, problema este ăsta sus, pentru că pe aici nu prea poți să bagi foarte multe, îți intră cu greu o cheie. Ce am făcut eu? Am parcat mașina încă de aseară aici pe canal și le-am udat bine bine cu WD-40, pentru că WD-40 e un lichid penetrant și a avut timp toată noaptea să acționeze, să moaie rugina. De dimineață am venit, le-am mai șters cu peiria atât cât s-a putut. Bine, pe ăsta îl ștergi ușor, pe ăsta de sus e problema. L-am șters bine cu peiria și acum sper să pot să le desfac. O să folosesc cheia asta de la Parkside. Aici, pe partea stânga a mașinii, a fost mult mai spațios. Am reușit să intru cu pistolul cu impact sus. Aici jos, probabil, la fel voi încerca cu pistolul cu impact. În schimb, aici, în partea de sus a șurubului, ăsta nu o să pot să îl desfac cu altceva decât cu cheia asta lungă. O să trebuiască să lucrez ceva, dar cu răbdare, încetul, sperăm să o scoatem la capăt. E, ce bine că chiar avem nevoie de o cafea. Hai să vedem ce cafea. Wow! O cafea artizanală italiană. Mulțumesc, Alex. El e Alex, vecinul meu. Are o cafenea aici la noi în zonă, în Borșa, Maramureș. Aduce cafea artizanală din Italia și chestia bună e că acum vă puteți bucura și voi de cafeaua asta, nu doar noi cei ce suntem de aici din zonă, pentru că se vinde online. Vă las linkul către site-ul lui atât în descriere cât și pe ecran. Alex, te rog să ne spui două vorbe despre cafeaua pe care o produci. Eu sunt importator de cafea, import o cafea artizanală italiană, precizez artizanală, e făcută în fabrici mici, prăjită în fabrici foarte mici. Deci nu e industrială. Nu e industrială. De asta e atât de bună. E artizanalul. Am în jur de 20 de tipuri de cafea, în funcție de amestecurile făcute de ei, de la 100% robusta, la 100% arabica, cu procentaje diferite și feluri de cafea diferite. Aici în pahar ai o cafea 70% robusta, 30% arabica, 7 tipuri de cafea în acest pahar. Deci 7 tipuri de cafea într-o singură cafea. Într-o singură cafea, da, pentru că e un blend, e un blend. Fiind un blend, e un amestec, nu suntem pe un monoorigin. E o cafea făcută ca și la mama ei acasă, exact ca la mama Italia. În Italia. Făcută exact ca și în Italia. De maestri cafetieri italieni. De maestri cafetieri italieni. Am făcut și cursurile pentru a prepara această cafea. Le-am deci făcut și tu ești un maestru. Ceva în genul. Am învățat de la un bătrân de 95 de ani care în 1950 căra cafeaua cu bicicleta. Și acum au reușit să pună în picioare o afacere destul de profitabilă. Nepoții lui din spate au preluat afacerea. Și m-am hotărât să import, să aduc ceva nou pe piață. Ok, și acum cu toții putem să o cumpărăm de pe calypsocafea.ro. Da. Ok, perfect. Deci vă recomand și vouă, intrați pe calypsocafea.ro, cumpărați cafea, să vedeți o cafea adevărată și o să vedeți că
este foarte diferită față de cafeaua normală pe care o găsim cu toții în magazine. Da, pentru că fiind artizanal nu avem nici produs ajuns. Nu știu dacă știți, industrial, în general, în timpul prăjirii, folosesc legal, nu ilegal, deci ilegal, folosesc anumiți ajuns să-i dea intensitate, gust și aromă la cafea. Potențiatori. Potențiatori. Deci ora asta este naturală. Naturală, 100%. Bun, perfect. Mulțumesc mult, Ale. O zi bună. Eu n-am ridicat cu cricul un pic roata. Dincolo am ridicat-o. Aici am lăsat-o pe pământ. În ideea de a încerca să vedem dacă putem să schimbăm telescopul cu roata pe pământ. Vedem dacă cumva întâmpin probleme, o să o ridic, bag cricul și o ridic. Am făcut-o doar de experiență. Dar dacă voi nu aveți canal, atunci o să trebuiască oricum să suspendați mașina, să vă băgați pe dedesubt, dar se poate face și fără canal, ca idee, sau fără elevator. Eu o să încerc să destrâng șurubul ăsta de aici de sus, pentru că ăsta stă în coaste, doar o să-l destrâng. Bă, partea bună e că WD-40 și-a cam făcut treaba. Nu a opus deloc rezistența. Merge chiar destul de ușor. Următoarea chestie pe listă pe care o să o fac, deci sus a pornit, e bine, o să încerc să scot șurubul ăsta de jos, încerc cu pistolul de impact, pentru că e mai ușor pentru mine, dar trebuie să meargă și cu cheia. Dacă a mers ăla de sus, ăsta de jos se floare la ureche. Ok, și-a dat drumul. Vedeți, amortizorul nu era complet dus. Dacă era complet dus, nu venea în jos, doar că e slăbit și am zis că e timpul să le schimb după 13 ani. Eu acum o să mă chinui să desfac șurubul ăsta de sus. Deci mă bucur că a plecat. Aici încolo trebuie doar să încetul cu încetul să-l scot afară. O să dureze foarte mult. Da, era mai ușor dacă mergea cu pistolul. Dar din păcate n-am nicio șansă să-l scot cu pistolul. Așa că mă chinui cu cheia. După lupte seculare ce au durat 5 minute, am reușit să destrâng șurubul. Amortizorul vine foarte simplu, jos, fără nicio problemă. Un lucru extrem de important pe care îl fac înainte de a trece la orice alt pas este cel de a curăța bine șuruburile și tocmai au fost demontate. Nu curăț doar filetul, curăț cam întreg șurubul. De obicei nu durează foarte mult și inclusiv hexagonul ca cheia să intre bine pe el, iar pe urmă pentru curățare aplic din abundență WD-40. Procedez la fel cu ambele șuruburi. Eu folosesc amortizoare sax sau, în fine, cum să o numi, sax sau saci, nu știu cum se pronunță, orice amortizor înainte de a fi montat, trebuie amorsat. Ce înseamnă asta? Te apeși pe el de 3 ori, cel puțin de 3 ori, și îl lași să revină la normal. Faci chestia asta de 3-4 ori și pe urmă îl pui sus, indiferent că e amortizor pe față sau pe spate. Așa, în comparație cu... Asta nu-ți duse complet.
Încă mai au ceva în ele, dar uite cât de greu revine, deci și merge mult mai ușor în jos. E clar că au uzură, de-aia am decis să le schimb pentru siguranța mea. Oricum nu durează foarte mult schimbul lor. Sper că se vede. Și acum urmează să-l pun la loc sus. Îl duc și încerc să-l centrez pe găuri, deși nu se vede foarte bine ce fac, dar ar trebui să fie destul de ușor. Ok, șurubul l-am pus la loc. Acum urmează doar să îl strâng, ceea ce e destul de simplu. Iau iarăși cheia și încet cu încet o să ajungă la capăt. Bine, că nu-l strâng de tot, doar îl apropii în prima fază. Așa. Și acum trebuie să bag aici la loc. Merge destul de ușor. Cu mâna liberă. Așa. Așa mai jos, să vedeți și voi. Teoretic pot să-l strâng și cu pistolul, cu impact. Dar o să dau la mână că nu mă costă nimic. Singurul lucru care mai rămâne de făcut e să strâng șuruburile, nu știu cuplul de strângere, voi dacă nici nu l-am căutat, că dacă îl căutam îl găseam, să fiu sincer. Autodata nu găsești la suspensie, dar îl găseam pe internet, nu era o problemă. Dar eu îl strâng la mână, pentru că la chestii de astea care nu sunt foarte simple, nu am dat niciodată greș cu mâna. Aici e ok. Și să mai strâng și pe ăsta de jos. Probabil cheia asta nu e chiar cea mai bună pentru strâns cu mâna, dar eu v-am spus, sunt obișnuit să strâng cu mâna. Cheia asta e cam lungă. Dacă vrei să strângi cu mâna, de preferat e să folosești o cheie normală. Da, eu am strâns cu asta, nu e nicio problemă. Bun. Cam asta e toată șmecheria. Ce mai trebuie să precizez e că piulițele astea sunt sudate, deci nu trebuie să ții contra cu nimic, ele o să stea acolo. Tu ai treabă numai cu șurubul mare, cu prezonul. Și sus, să vedem dacă reușesc să filmez și sus, aceeași chestie. Piulița aia de acolo este prinsă de șasiul mașinii și nu o să trebuiască să ții contra. Desfaci doar șurubul, îl scoți afară, dacă e ruginit, pentru că la mine rugina e în floare, dacă e ruginit tare, ți-aș recomanda să faci cum am făcut eu. De seara, WD-40 și nu o să-ți vină să crezi cât de ușor se desface. De fapt, WD-40 e chestia pe care o folosesc eu cel mai des când vine vorba
de șuruburi înțepenite, șuruburi ruginite. Nu-i fac reclamă, ci pur și simplu e ceea ce folosesc eu. Dacă tu ai o metodă mai bună, te rog să împărtășești chestia asta cu noi în secțiunea de comentarii, pentru că m-ar ajuta și pe mine, poate ar ajuta și pe alții. Deocamdată pentru mine ăsta e regele. N-avem ce face. Bun, asta a fost cam tot. E destul de simplu, sunt practic două șuruburi, îl scoți afară, pui cel nou la loc, le strângi și e gata. E destul de simplu, e mai ușor dacă ai un canal sau elevator, dar se poate face și fără. Ne vedem data viitoare, salut!